Bun găsit, Daniel. Decisiv pentru echipa ta în această seară, cu gol și pasă de gol. Cum a fost lucrul? Da, mă bucur în primul rând că nu am pierdut acest joc. Este un aspect important pentru noi. N-am făcut un joc strălucit, ce-i drept, dar este bine că nu a renunțat. Și că nu renunț, Dumnezeu te răspătește. Momente delicate acum la final, când ați așteptat decizia cu sută la gură? Da, este greu. Ai niște sentimente care te apasă, să zic așa, dar este bine că s-a validat gol și că, mă repet, cum am spus, că nu am pierdut acest joc pentru că era extrem de important pentru noi. Te-ai gândit că se anuleze când ai văzut pe arbitru că se duce la camera? Sincer, nu m-am gândit pentru că era prea sigur pe el, a văzut faza de la început, a lăsat jocul să continue, a fost faza în ochii dânsului și este foarte bine că el a reușit. Reușiți să vă mobilizați extraordinar atunci când sunteți conduși și să reveniți, să obțineți puncte, cum se întâmplă? Am spus, este ambiția asta de a nu renunța, să joci până la ultimul fluier și uite, așa este pentru că nu reveniți. Și au a doua repede au cedat, au cedat arena, au încercat să închide jocul cu al cincilea fundaș. Noi am insistat și n-a ieșit până acum. Rămâneți neînvinși în 2023. Da, mă bucur acest aspect. Sper să țină cât mai mult seria asta, să nu pierzi. Un meci când nu poți să-l câștigi, eu poate să nu pierzi. Se mai poate vorbi de play-off la Chindia? Momentan nu ne gândim acolo. Pentru că mai avem mult de muncă până ajunge la acel nivel, dar eu sper să ne atingem obiectivul, să terminăm pe un loc onorabil, să zic așa, să avem o viață ușoară. Dar dacă nu s-ar fi dat decizia asta la Sepsi cu Craiova, era un pic de speranță? Nu vreau să vorbesc despre decizie, despre Sepsi, dar era o speranță dacă poate reușeam să câștigă la Sepsi. Mulțumesc! Seara bună!